Doamnelor, domnilor, suntem în partea 2 USMI cu cărțile pe față, după cum vă spuneam, o ediție specială împreună cu domnul Călin Georgescu. Vreau să ne spuneți, domnule Georgescu, unde sunt valorile locale? Unde sunt oamenii care, atunci când îi vezi, zici că apare soarele? Știți, mergând pe stradă în Baia Mare, sunt de fapt mereu impresionat când merg. În special în Baia Mare, în Maramureș, pentru că oamenii sunt de o altă calitate a modului de a merge, adică râd, sunt de o altă fizionomie, îi văd așa, adică ai dori să îi îmbrățișezi pe fiecare în parte. Adică e un sentiment aparte. Raportat la oamenii din București sau din alte zone? Da, raportat la oamenii din București, de exemplu. Nu neapărat că cei din București ar fi, da? Dar e un sentiment aparte pe care probabil că îți dă locul, istoria, valorile naturale, categoric, asta. Se vede de departe acest lucru. Îi leagă ceva, cum spuneam, fundul karstic. Eu, în schimb, văd foarte mulți oameni valoroși care nu vor să iasă în față, nu vor să vorbească. Din ce cauză? Da, este firesc, pentru că au o scârbă față, evidentă, față de conducători, față de clasa politică. Și e firesc. E firesc. Dar asta se va încheia curând, chestiunea asta. N-am nicio îndoială. Eu vă spun și asta transmit încă o dată poporului român, lupt și am convingerea că poporul român va înțelege calitatea lui de a fi suveran. Deci lupt pentru calitatea suveranității poporului român. Punct. Asta este ideea. Aș vrea să vorbim puțin despre partea aceasta politică, că tot am deschis subiectul. Dar ce, avem politică în România? Păi, tocmai asta doream să mă întreb, că avem politică, avem oameni politici. Știți că a spus un președinte american odată că am crezut că prima meserie din lumea aia pe care o știm, dar se pare că politica a fost înaintea ei. În România, cred că de departe excelează. Și dacă vrem să facem schimbarea, cum o facem? Se vor schimba natural. Era un proces. Știți, eu văd latura bună a lucrului și am să justific în felul următor. Au fost sute de ani, de fapt, în care face socoteala ce au însemnat închisorile comuniste, da? Ce au însemnat trădările, ce au însemnat marile valori care au fost schimbate de niște jandari. Așa a fost schimbat și Iorga, nu? Și Cuza, care a fost înlăturat, nu? De la domnie, Brătienii, și mulți alții. Pe acest fond, noi trebuia să ne trezim. Și poate acești oameni, așa trebuie să vedem în cheia asta, au făcut și dezastrul pe care l-au făcut tocmai pentru a ne trezi. Noi, cei care vrem România vie, să fim ce am fost, cum spunea Petru Rareș, și mai mult decât atât. Și așa se va întâmpla. Pentru că se vede asta în fiecare colț al acestei țări, unde omul știe să așeze piatra bine, știe să taie lemnul bine. Vezi cultura lemnului în Maramureș și nu mai poți spune nimic, pentru că nimeni nu poate să facă ce face un tâmplar în Maramureș. Și pentru asta militez eu, pentru micul proprietar producător, pentru omul locului, care în momentul în care lucrează cu mâna lui în gospodăria lui, în locul lui, însuflețește locul. Și de aici gospodăria țărănească și micul proprietar, producător, va dezvolta o întreagă țară. Și de unde vine lucrul? De la suveranitatea fiecărei comunități. Da. De ce vine suveranitatea țării? Cum ar trebui să se implice acești mici producători de care vorbiți și cum să lupte pentru a face astfel de schimbări? Ei nu trebuie să lupte, ei trebuie doar să creadă în ei.
Atât. Să creadă că pot? Da, ăsta este semnalul pe care îl dau eu. Adică o comunitate devine puternică și o țară devine puternică atunci când comunitatea prinde aripi prin tot ceea ce se produce în interiorul ei. Adică nu mai depinde de exterior. Nu mai depinde de ceea ce ni se transmite să înghițim pe nemestecate. Exact ca în educație. Înghite și taci. Asta este educația azi în România. Că se spune pentru o nouă educație, sau cum se pronunță politic, mă rog, sloganele astea inutile. Este de genul înghite și taci. Adică eu îți predau... Educată, ajungem la o nouă educație. Păi n-are cum să o spună, că o spune cineva needucat. N-are cum să spună România educată. Știți, când un tip needucat spune România educată, el se auto-identifică singur. Asta e toată ideea. Ea vine din țăranul român, autentic. Vine din poezia românească, din glasul de bucium, din floarea de pe câmp. Înțeles? Vine din bradul, din pădure. De aici vine. Te uiți la el și înțelegi ce înseamnă istoria. Vibrezi cu ea. Istoria nu mai există astăzi în școală. Și este un loc de matematică și fizică, eu aș face istorie în această țară. Pentru că altfel vibrezi. Ei nu mai știu cine au fost copiii astăzi, nu? Cine au fost marii noștri înaintași? Cine au fost cei care ne-au adus în starea de a avea destin astăzi? Cei care s-au jertfit pentru națiunea română? Se jertfește cineva astăzi? Din politicieni? Probabil ei consideră că da. Jertfesc mielul sau porcul. Asta fac. Oare avem mult prea multe manuale și auxiliare? Avem o programă școlară încărcată, dar fără prea multă valoare? Programa școlară astăzi este un sacrilegiu. Este o non-educație. Este lipsa valorii. Pentru că impui lucruri pe care în istoria noastră nu am avut așa ceva. Tu nu poți să vorbești în istoria românilor de Iliescu și de Andreescu. N-ai cum. Că asta este în manualul școlii. Uitați-vă cum arată cartea de matematică. Și spun că manuale alternative, nu? Păi și l-am întrebat eu pe unul, domnule, dar mama ta e alternativă? Cum manuale alternative? Istoria este una singură. Și vom ajunge timpul când se va scrie istoria adevărată. Știți de ce le este frică de istoria adevărată? Pentru că istoria adevărată și adevărul înseamnă Dumnezeu. Și de asta le e frică de Dumnezeu. De-aia și fac ce fac astăzi. Le este frică de El. Însă Dumnezeu este părintele nostru și de părinte niciodată nu ai frică. Știți cine reușesc în școală? De ce sunt copiii genii? Pentru că acasă când se duce, cu nota 4, părinții lui îi spun, te iubim oricum. E cel mai valoros sentiment pe la urmă. Nu trebuie să-ți faci griji. Deci te iubim necondiționat. Și atunci copilul știe că acasă, în familia lui, are sprijin. Acolo este, se simte în cetate. Și când iese afară, se poartă ca un erou. Și acela este geniu. Când se duce acasă și îi spune părintele, cum? Mă faci de râs? Ai luat 4? Treci imediat la colț. Sau apucă-te și fă meditații. L-ai terminat. L-ai tabula rasă. S-a terminat cu el definitiv. Cunoscând istoria domnului Georgescu, devenim mai puternici. Dacă da, când vedeți dumneavoastră că se va face acel schimb de generații care, într-adevăr, vor aprofunda istoria cu adevărat? Se apropie acest moment, cum vă spuneam, pentru că, vedeți, ce se întâmplă, emisiunea noastră, faptul că ne-am întâlnit, tot ce se întâmplă în fiecare moment al vieții este dat doar de Dumnezeu. Cu un scop. Cu un scop, exact. Și atunci este un scop anume, asta vreau să însuflețesc poporul român astăzi, de ce avem această criză, care de fapt nu este o criză a sănătății, ci este o criză a conștiinței și este făcută pentru noi să ne trezim.
Ea nu e făcută pentru altceva. Adică tot ce am greșit, vom reflecta. Eu întreb așa. Când mâine se va dovedi că ce este astăzi este fals, cum se vor raporta cei care au luat aceste decizii față de poporul român? În niciun fel, pentru că nu își vor asuma. Știu eu. Știu eu. Ia gândiți-vă când totul se va întoarce. Și se va spune, de fapt, a fost fals. Vor fi revolte? Eu văd o lume care va fi în foarte curând timp o lume pe un nou nivel de conștiință spirituală. Se va apropia mult mai mult de credință? Mult mai categoric. Aici este stâlpul. Aici este viața. Aici este genialitatea lui Brâncuș, pentru care spunea, când copilul este liber, este o coloană infinitului. Acolo e genialitatea. În coloana infinitului lui Brâncuș. Știți cum e? La vremea aceea l-au rugat pe Hares să facă, pardon, scuzați-mă, pe Brâncuș, să facă o statuie pentru Haret, în memoria lui Haret. Și a venit Brâncuș cu un proiect care reprezenta o fântână în tradiția românească, la cruce de drumuri. Și sigur, au refuzat proiectul. Dar Brâncuș a spus din ce motiv este asta, pentru că ne-am adăpat de la el. Splendid. Adică ne-am adăpat din istoria acestui neam. Că așa a făcut Haret educația. Păi dacă astăzi facultățile ar fi la nivelul liceelor de cărămidă roșie a lui Haret, am fi foarte departe. Dar nu suntem acolo. Și cum a spus Brâncuș, că de aici este faptul că omul nu știe. El se duce, se angajează undeva, nu știe nimic. Este doar preluat pentru un salariu. Își trăiește viața de la începutul lunii până la sfârșitul lunii pentru că ia un salariu. De el nu înțelege ce se întâmplă cu el zilnic. Până cum spunea, omnia mea me comporto, adică ceea ce am este în capul meu, în mâinile mele și în desaga mea. Câți tineri astăzi fac lucrul ăsta? Ce știu este ce în mâinile mele și în capul meu. Domnule Georgescu, avem o Românie în care se prezintă o criză sanitară, o criză politică, o criză economică, probabil, care va urma în 2022, poate o să mă contraziceți. Avem o Românie în care se prezintă fapte de corupție de la cel mai mic nivel până la cel mai mare, o corupție care parcă nu se sfârșește. Și atunci, cum să vedem partea plină a paharului? Pentru că ne mor oameni în spitale, nu sunt medicamente, asta vedem. Vedem pentru că ne uităm unde nu trebuie. Și eu vă spun, opriți televizoarele. Sau aruncați-le pe fereastră. Cei care nu se uită la televizoare, asta trăiesc, probabil. Când trăiești atunci când te raportezi la cei din jurul tău. Trăiește în interiorul tău. Asta este sfatul meu. Și acolo îl vei găsi pe Dumnezeu. Ca așa se și spune. Împărăția lui Dumnezeu este în interiorul vostru. Nu în altă parte. Nu este în catedrale și în ziduri ridicate cu beton. Este în interiorul tău. Așa a fost credința și asta este baza și fundamentul poporului român, credința noastră strămoșească și limba noastră bătrână. Păi noi am fondat Europa, domnule. Prin limba noastră bătrână noi am fondat Europa. Noi suntem înrudiți cu latinii, dar ei sunt copiii noștri. Asta nu se spune. Încă le este rușine. Tot dumneavoastră ați afirmat că nu mai știm să trăim cu noi înșine, dar minte să mai trăim cu cei de lângă noi. Și îmi amintesc că ați mai spus că avem un alfabetism emoțional pe lângă cel funcțional. Da. De care vorbiți. Da, pentru că se exploatează frica. Și frica este cea mai puternică emoție care este exploatată la maxim de cei care astăzi conduc vremelnic această lume și o conduc, asta vreau să precizez, făcând din această pandemie, mă rog, nu comentez, făcând o cortină în spatele căreia se ascunde interesul lor. Pentru că interesul lor este de a anula viața și așa acoperi
hoțiile pe care le-au făcut înainte. De aceea eu vă spun tuturor românilor, frați români, creați comunități mici, mâncați hrană sănătoasă și apă curată însuflețită de energia locului. Stați în pământul strămoșesc, stați legați de istoria națională, fiți demni urmași a unor înaintași care s-au jertfit și au dat viața ca noi astăzi să avem destin. Aici este secretul. Nu vă mai uitați la aceste împrejur. Este inutil. Uitați-vă în ochii copiilor voștri, acolo veți viața. Viața. În femeia de lângă voi, soția de lângă voi, în sora voastră. Vedeți femeile, păi în fața femeii trebuie să te pleci. Pentru că ea dă naștere la ființa om. Și nu poți să te tratezi femeia ca o gospodină. N-ai dreptul ăsta, pentru că în fiecare femeie stă o regină. Și când va fi un echilibru între feminin și masculin, o vă duce foarte bine în acest sens. Dar trebuie să percepi viața din punct de vedere al acestui echilibru pe care îl dă iubirea. Este singurul medicament. Asta e singurul medicament. Dacă m-ar înțeba pe mine, dom'le, ce medicament? Păi ăsta este medicamentul. Sigur, pentru situația actuală, într-adevăr, e o chestiune de management. Adică ce aș face eu, în primul moment, aș aduce în România toate medicamentele din lume. Și nu doar le-aș aduce în farmacii, le-aș da gratis la fiecare cutie poștală și le-aș pune și vitamine. De ce nu se aduc? Pentru că ei nu vor să cumpere medicamente, vor să cumpere sicrie din cauza asta. Cum se va schimba atunci lumea și cum se vor schimba elitele mondiale până la urmă? Vedeți o schimbare și aici? Categoric. Inversare așa a situației. Păi nu se putea ajunge, s-au făcut greșeli imense în acești ultimii ce puțin sute de ani, în special prin paradigma economică complet greșită. Ia gândiți-vă, dacă azi ar fi tineri rebeli și care aveau o altă conștiință, economia actuală ar da faliment. Dar ei nu se pot împotrivi. Încă. În cifre putem spune în cât timp vom vedea așa o schimbare din experiența dumneavoastră și urmărind evoluția? Da, în următorii 2 ani. Din ceea ce știu eu, la anul vom avea o altă abordare. Mai bună? Mult mai bună acestei situații și în 2 ani de zile lucrurile vor lua o altă dimensiune. 2 ani și jumătate, pentru că este firesc. S-a ajuns la acest prag care încă nu a ajuns la paroxism. N-a ajuns încă la paroxism. Pentru că trebuia să se prăbușească acest sistem care nu a fost doar corupt, a fost antiuman. Omul a fost transformat în contrariul lui. Pe de o parte în România și de fapt în întreaga lume. Face socoteala ce se întâmplă astăzi pe mapa mond. Uitați-vă la țări precum este Australia, Noua Zeelandă, în Europa, nu mai vorbesc cum se trăiește, înrobitor. Deci este un sclavagism de cea mai înaltă clasă astăzi în lume. La final aș vrea să ne spuneți dacă într-adevăr trăim în al treilea război mondial cu arme mai puțin vizibile și dacă credeți că ne vom îndrepta spre o criză economică mai puternică decât cea din 2008-2009 și care este mesajul pe care să-l transmitem omului care ne urmărește astăzi? Da, este într-adevăr un dușman ascuns. Cum s-a dorit totdeauna, cu cât este mai ascuns, cu atât frica este mai mare, pentru că nu-l vezi, nu-l știi, nu? Nu știi cine este. Criza vine din, cum spunea Ernest Berne, din crizele omului, pentru că noi avem probleme, este o criză de fapt a conștiinței, nu ceea ce vedem astăzi. Aici conștiința se răzvrătește în noi și nu știe încotro se îndreaptă, ca să izbucnească ca un vulcan sau ca o floare la suprafață. Și eu vă spun tuturor, stați liniștiți, relaxat, cu obiectivitate față de ce este în jur și soluția acestei țări se găsește doar în interiorul ei, în credință, în iubirea de neam, iubirea de aproape, iubirea de limbă,
din partea fiilor ei, aici și acum. Mulțumim pentru vizita de astăzi din Maramureș. Eu vă mulțumesc. Așteptăm și sper să ne mai întâlnim în această emisiune. Cu siguranță. Mulțumesc eu foarte mult. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Să aveți o seară plăcută. La revedere!